Trei vame și doi polițiști de frontieră de la punctul de trecere Leușeni au fost reținuți în urma unor percheziții desfășurate în această dimineață. Ei sunt suspectați de punerea în aplicare a unor scheme prin care își asigurau ilegal venituri financiare, anunță Procuratura Anticorupție. Între timp în presă au apărut imagini video în care se vede cum cei vizați ar lua mită. Doi angajați ai Poliției de Frontieră și trei ai Serviciului VAMAL au fost reținuți pentru luare de mită cu sume ce variau între 10 și 200 de euro. Procurorii anticorupție vorbesc de 90 de astfel de cazuri în care implicați ar fi 12 angajați ai autorităților de la frontieră. Acestora le-au fost percheziționate casele, birourile și automobilele. Asupra lor planează suspiciunea de acceptare de bani pentru unele servicii, infracțiune pentru care riscă până la 10 ani de închisoare. Ei mai sunt urmăriți pentru dare și luare de mită pentru care ar putea primi până la șapte ani de pușcărie. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente și bani. Între timp, Ministerul de Interne a făcut publice imagini video în care se vede cum suspecții ar lua bancnote puse în acte sau care se dădeau direct în mână. La rândul său, serviciul VAMAL condamnă actele de corupție în rândul angajaților și le califică drept inadmisibile. În același timp, autoritatea îndamnă cetățenii să comunice eventuale abuzuri la linia verde a instituției. Într-o reacție, șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, a prezentat scuze pentru comportamentul unor polițiști de frontieră și a dat asigurări că procesul de curățare a sistemului va continua. Oamenii legii mai anunță că sumele de bani erau cerute pentru trecerea frontierei în lipsa unor acte și fără efectuarea controlului.